ASEA Târgu Mureș va fi penalizată cu 6 puncte potrivit presei centrale. Cu tot atâtea puncte vor fi penalizate Petrolul și Rapid București. CFR Cluj a primit cea mai mare sancțiune, 9 puncte. Petrolul a primit și o penalitate sportivă de 120.000 de lei. Penalizarea va fi valabilă în ediția 2016-2017 a campionatului de fotbal. Deciziile luate de instanța de fond nu sunt definitive, cluburile putând depune memorii la Comisia de Apel a Departamentului de Licențiere din cadrul FRF, care va analiza cazurile până la sfârșitul lunii mai.